așa ne grăbim și noi astăzi să continuăm campania Radio Trader, pe care o poți auzi în fiecare zi, de luni până vineri, de la 16 la 19, când și astăzi se face prezentă Sorina Chitoroagă, expert pe piețele financiare, care o să ne mai povestească și alte interesante despre alfabetul traderului. Sorina, bună! Bună! Bine te-am găsit! Mulțumesc, bine v-am regăsit! La fel! Sorina, hai să trecem la partea cu întrebările, iar prima întrebare sună cam așa. Traderul în fiecare lună, de exemplu, face profit, același profit, după un anumit plan sau cum funcționează lucrurile? Evident, ca în mare parte profitul depinde de strategie pe care o aplică traderul. Sunt strategii riscante unde profitul poate fi de peste 300% lunar și sunt strategii neriscante sau mai puțin riscante unde profitul traderului nu depășește 7% lunar. Deja depinde de trader. Vrea mai mult, riscă mai mult. Vrea mai puțin, riscă mai puțin. Apropo, de așa lege se folosește și investitorii care mereu caută produse investiționale. Spune-ne, te rog, ce este produsul investițional? Așa, deci este un portofoliu investițional care dă posibilitatea investitorilor de a primi profit pe piața Forex. Pe site-ul brokerului Peleron există 4 tipuri de produse investiționale, care foarte mulți trader, chiar și trader din Republica Moldova, folosindu-se de ele, au primit și primesc în continuare profit. Mulțumim, Sorina Chitoroagă, expert pe piețele financiare, a fost alături de noi și astăzi. Te mai așteptăm! Mersi, am să fiu! Mâine! Mâine! Da. Bine, noi trecem însă la anunțul propriu-zis. Dacă vrei să te înscrii și tu la concursul Radio Trader, intră pe site-ul nostru kissfm.md și vezi acolo ce ar trebui să faci ca să fii și tu participant. Și dacă calculatorul alege numărul tău, te sunăm ora viitoare și discutăm.